Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O evoluție semnificativă și cutremurătoare, aș spune, în scandalul azilelor groazei din voluntari, din Ilfov. Până acum, răspunsul tuturor factorilor responsabili în această serie de orori a fost că habar n-au avut, că n-au știut, că nu pot cunoaște tot ce se întâmplă în această țară și nici măcar într-un oraș ca Voluntari, care este practic un cartier al Bucureștiului. Ba chiar și primarul din Voluntari, Florentin Pandele, a declarat că n-a știut nimic despre ororile din azile. Citez. Cum vă imaginați că un om sănătos la cap, dacă avea aceste informații, nu ar fi luat măsuri? Cine a greșit trebuie să răspundă, repet, nu aveam informații, a spus domnul Pandele. De asemenea, chiar dacă unii dintre cei implicați direct în organizarea afacerii de exploatare a bătrânilor sunt fie angajați ai, fie persoane foarte apropiate de primarul Pandele și de soția lui, ministrul familiei Gabriela Firea, amândoi susțin că nu au avut nicio informație și nu au nicio responsabilitate în scandal. Doar că reporterii Ovidiu Vanghelie de la Centrul de Investigații Media și Bianca Albu de la Buletin de București au publicat aseară documente în facsimil care arată că autoritățile responsabile nu doar că fuseseră informate, că știau, ci fuseseră petiționate, înscris adică, de numeroase ori, încă din toamna anului 2021, de cetățenii alarmați de ce observau în azilele respective din Voluntari. Oamenii au văzut nu doar că o clădire oarecare devenise peste noapte un loc în care au fost aduse zeci de persoane în vârstă, dar și că din interiorul acestei clădiri se auzeau, și citez dintr-una din sesizări, țipete, gemete, zgomote de altercații. În plus, vecinii erau alarmați de mirosul pestilențial care venea dinspre azilul respectiv, care se datora suprautilizării unei fose septice concepute pentru doar câteva persoane și care acum nu mai putea face față la cel puțin 30-40 de persoane, drept pentru care dejecțiile erau vărsate în canalul stradal. Acești cetățeni au început să facă reclamații, să scrie memorii și petiții către instituțiile din Ilfov, solicitând inițial informații și explicații, apoi cerând intervenția autorităților, în ceea ce ei au perceput foarte corect ca fiind o situație intolerabilă, atât legal cât și omenește vorbind. Iar prima petiție a fost trimisă primăriei Voluntari și Direcției de Sănătate Publică Voluntari pe 12 octombrie 2021. Apoi a urmat periodic și sistematic reclamații, plus apeluri la poliția locală, care era sesizată cu privire la urletele care se auzeau din clădiri. Negru pe alb, cetățenii scriu despre torturi. De exemplu, pe 17 ianuarie 2022, Primăria Voluntari primește o nouă adresă în care petiționarii scriau explicit că, încă din toamna anului precedent, 2021, sesizaseră, citesc din nou, existența unor zgomote puternice care sugerau suferința și sau agresivitatea persoanelor aflate în interiorul imobilului, țipete, urlete extrem de puternice, am încheiat citatul. Apoi alte și alte reclamații, una peste alta, începând din toamna lui 2021, următoarele instituții din Ilfov și de la București au primit sesizări despre azilele groazei, documente înregistrate așadar cu număr și ștampilă de intrare. Deci, urmează o listă. Primăria Voluntari, Ministerul Muncii, prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov, prin Autoritatea Națională de Plăți și Inspecție Socială, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copiilor și Adopții, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Apoi Ministerul Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică Ilfov, Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, apoi și Ministerul Mediului, prin Garda de Mediu, precum și alte instituții ale statului. Încă o dată, documente, sesizări, petiții, memorandumuri din partea cetățenilor. Răspunsul? Tăcere. O tăcere îngrozitoare, complice cu ticăloșia, o tăcere mafiotă. Exasperați de această tăcere totalmente inexplicabilă, cetățenii au hotărât să dea în judecată Primăria Voluntari. Așadar, în 30 martie 2022, vecinii unuia dintre azile cer judecătorilor să oblige Primăria din Voluntari să răspundă adresei uneia dintre adresele lor, cea în care informau Primăria și că aud cu urechile lor urletele și țipetele provocate de rele tratamente față de beneficiarii centrului,
o adresă în care ei solicitau și lămuriri despre legalitatea înființării și funcționării acestei așa zise întreprinderi sociale de peste gardul lor, în fapt un lagăr în toată puterea cuvântului. Mai mult, în cererea de chemare în judecată, reclamații vorbesc pe larg despre legăturile între familia Firea Pandele și persoane implicate direct în administrarea centrului Sfântul Gabriel cel Viteaz. Și sunt nominalizați Ligia Gheorghe, vicepreședinte, și Ștefan Godei, președinte, precum și persoane care ar fi trebuit să intervină în cazul relelor tratamente la care considerau acești cetățeni ar fi fost supuși beneficiarii centrului. Și ei o nominalizează pe Nela Vica Vrânceanu, sora Gabrielei Firea, de la DGASPC Voluntari. Iar în 9 martie 2023, primăria pierde procesul și este obligată să răspundă cetățenilor. Și acum așteptăm să fie publicate și alte documente de urmărit subiectul în Buletin de București și Centrul de Investigații Media. Deci, în rezumat, în Voluntari funcționau de ani de zile lagăre, lagăre, mascate sub forma unor azile private, în care zeci de persoane în vârstă erau exploatate, abuzate, torturate. Detaliile continuă să apară și sunt realmente greu de înțeles, de aflat, pur și simplu, de conștientizat. Aceste lagăre erau organizate și gestionate de o serie de apropiații ai familiei Pandele Firea. Atât primarul Pandele, cât și ministrul familiei au negat orice legătură cu aceste cazuri și au negat și că ar fi avut cunoștință de ele. Dar iată, cel puțin în cazul primarului din Voluntari, invocarea ignoranței nu mai ține. Practic, primăria Voluntari și instituțiile subordonate au fost bombardate cu reclamații și petiții din partea unor cetățeni îngrijorați, fiind în cele din urmă și dată în judecată pentru a fi obligată să dea un răspuns oficial, iar judecătorii au și decis în acest sens. Este realmente imposibil să mai spună cineva dintre cei evident implicați că n-au știut. Au știut. Au știut cu toții și au tăcut. Și în mod firesc se pune întrebarea, dar de ce au tăcut? De ce n-au reacționat? Pentru că așa funcționează mafia. Nu comentezi, nu reacționezi și nu acționezi dacă nu ți se dă ordin să o faci. Ce demonstrează tăcerea asta cumplită a instituțiilor din subordinea primăriei Voluntari este că oamenii din fruntea acestora sunt în funcțiile respective datorită protectorului și stăpânului, datorită baronului local, nu datorită capacităților lor profesionare și calificărilor lor. Oamenii care trebuiau să reacționeze au tăcut chitic pentru că au înțeles, privind la cei implicați, apropiați ai clanului Firea Pandele, au înțeles, deci, că dacă se apropie de acest subiect fierbinte, vor fi arși pe loc. Și da, exact cum spune domnul Pandele, nu e Voluntari singurul loc din România unde e posibil așa ceva, pentru că numiri pe criterii de cumetrie, fără legătură cu abilitățile profesionale, se fac peste tot în această țară. Dar tocmai de aceea trebuie să protestăm, să ne opunem și să reacționăm. Mai țineți minte? Corupția ucide. Și iată, corupția umilește, exploatează, torturează și minte. Minte până la capăt. Aseară, la un post de televiziune, a vorbit primarul Pandele, confruntat cu dovezile scrise, cu documentele care arată că încă din 2021 cetățenii sesizaseră primăria Voluntari, ba chiar o dăduseră în judecată în cazul azilelor groazei, primarul din Voluntari a declarat că subordonații ar fi ținut secrete aceste informații față de el. Adică că i-ar fi ascuns aceste lucruri în mod conștient, subordonații. Cum spuneam, și minte până la capăt. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.